Salut YouTube, v-am găsit un nou video. Azi o facem patch-ul pentru 14.9 pe adhechiri, așa că apăsați butonul de like și abonați-vă dacă nu sunteți încă și haideți să începem. Mare parte nu s-au făcut foarte multe schimbări pe adhechiri, deci mare parte o să fie cam aceeași tier list, însă avem un nerf pe Jinx, i-au mărit cu 15 secunde la level 1 ultimata, iar apoi cu 10 cu 5. Nu este mare chestie, pur și simplu este același campion, doar că mai farmezi un wave până de ultima, dacă cam asta este faza, deci Jinx rămâne în S tier, iar apoi Twitch a primit o schimbare. Niște nerfuri, de fapt, destul de mărișoare, zic eu. A pierdut 52 HP level 1, ceea ce o să-l afecteze foarte mult early game, pentru că, bineînțeles, în early game contează foarte mult cine este mai bun pe bot. Și dacă ai, practic, un basic mai puțin HP, chiar influențează chestia asta. Însă primește pe la level 13 sau 12, primește HP-ul ăla înapoi pentru că i-au mărit health growth-ul pe level, însă nu prea te interesează atunci pentru că nu o să vezi diferența. Vezi diferența early levels la HP, pe bot cel puțin. Bun. La W au scăzut scaling-ul pe AP, nu este mare chestie, însă la ulta i-au scăzut 10 AD pe ulta. Și asta este foarte huge pentru că ăla 10 AD îl primești ca statistică și în momentul în care primești la 10 AD, practic dai mai mult damage și PE și automat scade all in potential-ul, scade și damage de PE și scade kill pressure-ul de pe bot. Așa că Twitch, părerea mea că ar fi mutat cam pe aici, prin dreapta, în dreapta Zayei. Bineînțeles, nu scade din A tier, dar este considerabil mai slab. Și așa ca schimbări, cred că doar Vayne aș muta-o mai în dreapta, sincer. Și ar fi ceva de genul ăsta sau, da, cred că ceva de genul ăsta ar fi și îl punem pe Aferus aici. Pentru că Vayne, bă, Vayne este, cred că, cel mai slab de key pentru solo queue dacă nu știi să o joci, pur și simplu. Și cam asta este faza. Cam asta este tier list-ul, bineînțeles, restul despre care am vorbit în video trecut, nu știu dacă are rost. Jhin, la fel, și-a luat buff-ul ăla destul de mare, dar rămâne aici cel mai bun de la apărerea mea. Kai'Sa, am văzut că oamenii nu se mai joacă cu Muramana și este foarte bine. Zeri rămâne acolo și da, cam asta este faza. Părerea mea că puteți să vă jucați orice de carry de aici, mai puțin ăștia de la când jos. Poate puteți și Tristana dacă aveți Alistar support care știe să se joace. Dar, bă, Smolder cu Sivir nu vă jucați, frate meu. Și nici Senna, dacă vă jucați Senna de carry strict sau vă jucați de carry și nu jucați la fasting, nu jucați Senna. Nu are rost. Dacă jucați Senna la fasting, da, jucați-vă Senna. Dar dacă o jucați de dragul de a o juca o de carry, chiar nu are niciun rost, pur și simplu. Și da, asta vreau să adaug. Din nou, Tristana puteți să jucați dacă aveți un Alistar bun. Nu știu dacă, cred că merge și cu Orel habar, n-am. Mai bine cu Alistar, probabil. Da, Smolder cu Sivir în niciun caz și, din nou, Senna dacă jucați fasting. Bun, cam asta a fost video, dau și-o pauză și aici. Vă mulțumesc pentru vizionare, nu uitați să apăsați butonul like și să abonați dacă nu sunteți încă și ne vedem data viitoare. Vă pup, ciao! Hei tu, ți-a plăcut video? Abonează-te și vizionează și video-ul ăsta.